binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și ziditorul, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zici în limba Te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, de care L-ai născut să zboare de Dumnezeu nenuntită a credincioșilor. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol L-ai surpat și ai dăruit viață lumii Tale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile. Așează sufletele lor în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și oricâte au greșit, ca oameni în această lume, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
adormiților, robilor tăi, omeniți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără început al tău, Părinte, și la Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului tău, Duh, acum și purea și vecii vecilor. Mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, preda sfinților tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea ta, cea de-a treia zi, cu harul tău le dă putere de a lega și a deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate în cer câte de dânsi pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate în cer câte de dânsi pe pământ s-au deslegat. Cel ce pe nespusă ta iubire de oameni, nevrednicit pe noi smeriții și nevrednicit tăi rog, să fim moștenitori aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea, să legăm și să deslegăm cele ce se întâmplă în poporul tău, însuși prea bune părate. Prin noi smeriții tăi slujitori, iartă adormiților robilor tăi, ostași eroi români căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în toate timpurile, orice au greșit ca oameni, în această viață, iartă-le, Doamne, toate câte au păcătuit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, deslegându-i și de legătura posă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși, din mânie, sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la chiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bune și multă durate, ca sufletul lor să se așeze cu sfinții care din veacua bineplăcuție, iar trupul să se defile cele zidite de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, Dumnezeu noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucernice Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întotdeauna lăudați pe apostol, ale prioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții noștri, cel înviat a patra zi din mort și ale tuturor sfinților, suflele adormiților robilor de astăzi pomenițe, în corturile drepților să-i așeze, amin. În semnele Avram să-i odihnească, cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bune și de oameni viitori. Veșnică pomenire, veșnică
cele fără Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Ca un bun și de oameni iubitor. Amin! Mesajul lui înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu prilejul zilei veteranilor de război 2024. Astăzi, cu ocazia comemorării veteranilor de război din România, ne aducem aminte cu respect și recunoștință de sacrificiul curajului soldatului român în lupta pentru libertatea și demnitatea națională. Ostașii români au luptat pentru valorile noastre fundamentale și au pus în pericol propriile vieți pentru a ne asigura că putem trăi în pace și prosperitate, bucurându-ne de moștenirea spirituală pe care aceștia ne-au lăsat-o ca testament. Veteranii de război sunt modele de devotament și sacrificiu, iar noi le datorăm recunoștința noastră pentru actul lor eroic și pentru jertfa pe care au adus-o pentru țara noastră. Ei merită să fie cinstiți și respectați nu doar cu prilejul momentelor comemorative pe care națiunea română le-a consacrat în amintirea lor, ci în fiecare zi a existenței acestui neam. Este de datoria noastră, de români și de creștini, să ne amintim mereu de acești eroi, să îi onorăm prin angajamentul nostru de a ne apăra libertatea, să le transmitem actele de vitejie mai departe, pentru ca generațiile următoare să înțeleagă importanța sacrificiului lor pentru țară. Doar astfel vom fi demni de sacrificiul lor și vom păstra vii valorile pentru care aceștia au luptat și au murit. În acest moment solemn de sărbătoare națională, ne exprimăm recunoștința și admirația noastră pentru toți veteranii de război din România. Cu fiecare an care trece, ei rămân tot mai puțin, însă prezența lor în mijlocul nostru este mărturia vie a curajului și demnității ostașului român, care, cu gândul la Dumnezeu și la țară, a scris istoria libertății neamului românesc. Ei sunt și vor rămâne mereu eroi ai țării noastre și simboluri ale curajului, devotamentului și patriotismului. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți veteranii români, glorie neamului și cinste eternă ostașului român. Semnează înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul primar Leonard Achiriloae. Preacucernice părinte protopop, preacucernici părinți, dragi veterani, domnilor comandanți, distinse cadre militare în retragere și în rezervă, dragi ostași, distinși invitați, astăzi, într-un loc plin de semnificație istorică și sufletească, suntem din nou împreună pentru a onora curajul, sacrificiul și devotamentul al celora care au luptat pentru suveranitatea și integritatea națională. Participarea armatei române la cea de-a doua conflagrație mondială a avut o importanță deosebită. Ostașii noștri, sacrificându-se în bătălii pentru eliberarea Chiestului, suntem așadar aici, la Monumentul Eroilor, în cimitirul Eternitatea, pentru ne reaminti de cei bravi soldați, eroi ai noștri, a căror luptă ne-a modelat prezentul. În calitate de primar al municipiului Roman, sunt onorat să-mi exprim recunoștința comunității noastre față de cei care și-au riscat viața pentru a apăra valorile, libertatea și demnitatea națională. Fiecare dintre noi datorează o parte din libertatea de în această zi specială, să ne reînnoim angajamentul de a păstra vie memoria acestor eroi, să transmitem generațiilor viitoare
ci și semnificațiile profunde ale faptelor lor, curajul, sacrificiul și iubirea necondiționată pentru patrie. Așa cum ei nu au stat pe gânduri atunci când au fost chemați să apere hotarele țării, așa să nu stăm noi acum pe gânduri în a apăra și a prețui moștenirea pe care ne-a lăsat. Închei prin a spune să nu uităm niciodată pe cei ce au luptat ca noi să fim liberi. Cinste și glorie eternă eroilor și veteranilor noștri. Vă mulțumesc! Are cuvântul comandantul garnizoanei Roman, domnul colonel Mihai Florentin Palmoș, care va prezenta mesajul șefului statului major al apărării cu prilejul zilei veteranilor de război. Salut, asistență! 29 aprilie reprezintă una dintre cele mai importante sărbători militare și naționale. Este ziua în care omagiem curajul și devotamentul celor care au luptat pentru libertate, demnitate și pace în numele națiunii noastre. Cu atât încă recunoștință și respect, astăzi ne unim pentru a onora faptele de eroism și sacrificiu veteranilor de război. Mai avem printre noi puțin peste 700 de veterani și văduve de război. Trebuie să prețuim fiecare prilej de a avea aproape, de a le cunoaște și asculta poveștile. Stimați veterani de război, au trecut aproape 8 decenii de la finalul sângeroaselor bătălii care au marcat tinerețea și care au dictat un anume curs al istoriei pentru națiunea noastră. Dumneavoastră și camarazii cu care ați ținut piept inamicilor pe câmpurile de luptă, continuați să reprezentați modele de curaj, abnegație și patriotism. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru patrie. Vă asigur că Armata României va continua să onoreze tradițiile de luptă ale înaintașilor și moștenirea pe care o lăsați. Militarii români vor transmite generațiilor ce vin că onoarea, demnitatea și curajul sunt valori pe care le-am primit de la dumneavoastră și de la toți acei fii, frați, soți și tați care au plecat să apere pământul strămoșesc și nu s-au mai întors acasă. Onor și respect purtătorilor de istorie pe umerii cărora România a crescut mare. La ceas de rememorare vă urez multă sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi. Semnează șeful statului major al apărării, general Gheorghe Țăvlad. Vă mulțumesc! Primăriei municipiului Roman. Se depune coroană de flori din partea garnizoanei Roman. Depune coroană de flori din partea Asociației Naționale a Cadrelor Militare în rezervă și retragere sub filiala pe Punteiușa, Roma.